Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, avem imagini de pe stadionul municipal din Media și acolo unde se va da startul în curând, confruntării dintre Hermannstadt și Șepși și Guzman Viera în centrul defensiv celor de la Hermannstadt, ce pasă greșită însă acum și poate profita Golovka cu o cursă, Golovka foarte greu de deposedat, cade ușor apoi în duelul cu Ionuț Stoica. Este avertizat verbal și cred că este decizia corectă a lui Marcel Bârsan de a nu da penalti. Nici vorbă, nici vorbă de așa ceva. De adevărat, e o mână acolo. Cine vrea să interpreteze Petrila, excelent, accelerează Șepși și în anumite momente de atac, jucători dezechilibranți. Și iată ce gol reușește Cătălin Golovka exact în momentul în care părea că Șepși și pierde unghiul de șut. Golovka reușește să-l învingă pe Figueiredo. E o fază care oarecum a început de la el. Are meritul și Petrila că a urmărit această fază. E o deviere fericită pentru Golovka. Nu mai are nevoie de nicio preluare. Îi cade mingea perfect pentru această finalizare. Protejează, nu se poate vorbi de vreun fault în atac sau altceva. Excelent, protejează Golovka și apoi prinde această minge pe șiret. Mățel, Dâlba, din prima, poate accelera Petrișor Petrescu, pas apare, foarte bună pentru Bagarici! Gol! Gol Hermannstadt! Finalizare la colțul scurt al lui Bagarici! 1-1! Hermannstadt revine în joc la primul șut pe poartă. Ce pas reușește să inventeze Petrișor Petrescu. Dar este și un plasament perfect al lui Bagarici care se duce așa cum trebuie la acea minge. Nițui, cred că are și el o mare parte din vină pentru că primește gol pe colțul scurt. Nu cred că mingea a fost atinsă. Delianidis care acuză o lovitură cu cotul. Scoate bine Osman pentru Sântean la marginea careului. Sântean! Șut deviat și trece apoi pe lângă minge pur și simplu Osman. Fază ciudată. Osman este cel care pasează și apoi tot el apare în fața porții. Incredibilă ratare. Petrila execută, nu face chiar rău. Mingea trece aproape de transversala porții apărate de Cristiano Figueiredo. Continuarea lui Șafranco. Urcă și Delianidis. Centrarea lui Delianidis. Dumitrescu, bară! Ce ocazie! Ce ocazie și ce apariție surprinzătoare a lui Mihai Dumitrescu, fundașul stânga a lui Șepși. E de nepermis pentru defensiva lui Șepși, totuși ca un fundaș de bandă să reia cu capul și o face destul de periculos pentru apărarea Sibiului, îmi cer scuze. Bună preluarea lui Șafranco! Șafranco apoi șutează puțin pe lângă poartă. A curs bine acest atac al lui Șepși. Acțiune bine lucrată în flancul drept. Haide,
Gianfranco încearcă să-și găsească loc, vine centrarea către el și atenție la această fază, e penalti. E lovitură de la 11 metri, se bucură, parcă ar fi înscris deja cei de la Șepși. Opruț cu o imprudență în acest duel, iată, de la colțul lung. Nu mi se pare fault. Nu mi se pare fault, mi se pare că Opruț are totuși prin planul. Mi se pare un duel corp la corp. E adevărat că e o împingere reciprocă, dar e cam ușor dat acest penalti. Vajvari, specialistul loviturilor de la 11 metri, abia intrat pe teren. Minutul 64 va fi minutul 65. Gabriel Vajvari execută și înscrie 2-1 pentru Șepși. Introducere inspirată a lui Vajvari. Foarte bine bate acest penalti cu mult calm. Și este fluier de final. Șepși câștigă, spuneam, abia pentru a doua oară în 2021 și pare că scapă de această serie de remize. Hermannstadt rămâne pe 14, iese destul de șifonată din ultimele două confruntări cu echipe cu pretenții precum Craiova și Șepși și va avea cu siguranță un final de sezon complicat.